Bună dimineața! Noi te prezentăm! Bună! Ce faci? Minunea lui Valentin Sanfira. Ai văzut cum dansa, stătea doar așa și se uita. Da. Eu îi spuneam... Atâta cu mine am văzut. Hai, dragă, luați-vă în brațe, pupați-vă, că știu că nu v-ați văzut de trei minute. O, așa ceva. Sunt emoționat pentru ea, pentru că e prima ei piesă, single-ul. Da, e pe canapea să ne spui toate acestea. Hai să mergem pe canapea. Uite aici pe canapea, lângă micuțul Garfi, codruța te... Ce tare, m-am asortat cu Garfi, fii atent. Și cu Dima. Și cu mine, da. Și eu la... Aveai niște scheme. Da, eu cu folclor. Chiar dacă astăzi sunt îmbrăcat, așa mă gândeam că nu intru să vină doar Codruța, dar... Așa te gândeai. Da. Eu i-am zis să intre neapărat pentru că apare în videoclipul meu. Pentru că videoclipul, cum să spun eu, relevă povestea noastră de dragoste. Știi? Da, asta mi-am dorit. Păi, dar nu am văzut în videoclip... restaurantul ăla de shawarma, unde ați fost? Așa țin minte. Nu ne-au sponsorizat, că îl băgam. Dar unde te uitai când ea cânta? Ce ne spuneai nouă? Hai, spune acum. Am spus că parcă are picioarele mai lungi astăzi. S-au mai lungit. Frumos, e foarte frumos. A crescut în ochii tăi. Vreau să îi mulțumesc lui Eduard Sanda. Pentru că el este cel care mi-a compus piesa. Da, m-am dus la el și i-am spus să-mi facă o piesă așa frumoasă ca... Pentru ce simte el în aceste momente. Exact. Edi al nostru. De mai mult timp. Da, s-a întors de la Chișinău curând. I-am spus, Edi, trebuie să vorbim și să-mi povestești un pic. Deci are timp și de compus al nostru, Edi. Mai are timp. Am văzut că urmează și el să lanseze acum o piesă în duet, un featuring. Și de la voi așteptăm apropo, dar văd că... Featuring, da, folclor cu muzică ușoară, o să iasă ceva așa. Noi avem o piesă pe YouTube. Tu ești soarele meu, se cheamă, are aproape un milion de vizualizări. Soarele meu, ești viața mea. Și ai făcut-o Valentin, deci... Băi, nu sună așa. A fost un moment pentru spectacol organizat 15 ani de carieră la Pitești pentru mine. Și atunci am zis, trebuie să fac un moment cu Codruța. Și am găsit o linie melodică de mijloc, așa, dacă vrei, gen Surucianu, melodie mai... Mai veche am făcut eu text și a zis, băi, dar nu cântăm doar acolo, cântăm la spectacol. Eu nu cânt muzică ușoară, eu îmi văd de pătrățica mea. În schimb, sunt foarte mândru de... O provocare pentru tine. Uite, sunt foarte mândru de Codruța. Și de ce... Da, acolo e melodia. Păi nu știm noi. Uite-mă, băiatul la costum, așa. Da, eram foarte... Da, a fost un spectacol organizat de către Centrul Cultural de la Pitești, de doamna Ioana Anton, anul trecut, 15 ani de carieră de muzică în slujba folclorului românesc și i-am zis să am un moment și cu iubita mea, soție, că anul ăsta... De acum gata. Bine, ați putea să ne cântați și noi puțin din ce ați cântat acolo, dacă doriți. Da, apropo. Nu, n-aș putea, că nu mai... eu știu că ai putea, că ai voce bună, de tine nici nu mai zic, adică ai putea. Ia, poate dacă știe minte melodia. Tu ești soarele meu, iar tu ești luna mea, vom străluci mereu, ne vom iubi așa. Tu ești soarele meu. Deci cam așa sună refrenul. Eu am înregistrat melodia și am zis să o înregistrăm, să o țin minte, că nu mai țin minte, dacă nu. Dar văd că ea o ține mai bine. E pe bucata ei. Și îmi place foarte tare. La început am fost așa un pic reticentă, eu fiind obișnuită cu muzica mai comercială, să zic așa, și am spus în noaptea muzica în care comercială a ușoară, făcut-o, pentru că el a făcut piesa într-o noapte în care ne întorceam amândoi de la un eveniment, căci eu am mers cu el. Nuntă. Ar trebui să-i lansezi lui o provocare. La nunta voastră o să cântați? Nu se cântă la nunta ta. Sunteți superstițioși. Da, eu. Dar o să dansați cu siguranță. O să dansăm. Ai dansat pe mese direct, da. Direct, da. Deci ați spus, nu o să cântați la nunta voastră. Nu o să cântăm, nu vreau eu, în primul rând, că eu sunt... O să te abții. Da, iar dacă o să rogi tine. Eu să știi că și la nunțile colegilor unde sunt invitat, pur și simplu la masă, de multe ori mă roagă să cânt și nu-mi place neapărat, pentru că dacă mă duc undeva la un coleg de breaslă vorbesc, mi-e drag să mă distrez, să mă simt bine, pentru că oricum în timpul celălalt, în tot timpul noi cântăm și suntem mereu pe scenă. Acum ne-a dat pandemia asta o pauză. Acum e cam vrea să cânti oriunde. Nu neapărat oriunde, că avem evenimente frumoase. Vor reveni lucrurile la normal, liber. Suntem conștienți de acest lucru. Până atunci trebuie să avem răbdare, să fim cumpătați, că totul o să revină la normal. Noi vă mulțumim din suflet pentru că ați fost astăzi la noi. Sunteți absolut superbi și data viitoare să ne cântați împreună.
cântăm și împreună. Lansează provocarea lui. Da. Ideea e ca cei care ne urmăresc să intre pe Instagram-ul Codruței. Să intrați pe Instagram-ul meu, Codruței Elena Filip. Și pe YouTube. Și pe YouTube și pe pagina oficială. Intrați și pe Instagram-ul lui Valentin. Intrați și la intrați la ea. Dacă voi doi TikTok v-ați făcut? Cum? TikTok v-ați făcut voi doi? Da, eu am. Ia să mai mult. Eu mi l-am făcut la început și nu mai postez. Bagă-l la tine, bagă-l la tine în TikTok. Păi l-am băgat și are cele mai multe vizualizări. Pe bravo! Mine l-am băgat la TikTok. Și da, are... da. Data viitoare o să facem un TikTok și împreună. Da, vă pupăm da. Și vă mulțumim încă o dată tare. Mulțumim mult la noi.